Hristos este lumina lumii. Credeți în lumină ca să fiți fii ai luminii. Veniți, deprimiți lumină. Sunt Părintele Cezar Axinte și vă invit să continuăm dialogul nostru duhovnicesc în fiecare duminică, începând cu orele 14, la Lumina lui Hristos. Găsit, iubiți credincioși și dragi telespectatori, suntem din nou împreună la o emisiune așa cum ne-o dorim de fiecare dată, în Duh și Adevăr, o emisiune duhovnicească în Lumina lui Hristos. Astăzi, în ziua a doua a lunii august, Biserica Dreptmăritoare pomenește pe dreptul Gamaliel și pe binecredinciosul împărat Justinian cel Mare. De asemenea, biserica noastră dreptmăritoare pomenește și despre momentul în care au fost aduse moaștele Sfântului întâiului mucenic arhidiacon Ștefan. Dumnezeu să se milostivească de noi pentru rugăciunile sfinților noștri. Iubiți credincioși, suntem în duminica a noua după pogorârea Sfântului Duh. Duminica aceasta s-a binevestit nouă de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei. Cuvintele lui Dumnezeu au răsunat la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, amintindu-ne de o întâmplare, de o minune pe care, iată, din nou a făcut-o Mântuitorul, imediat după minunea înmulțirii pâinilor, minunea umblării pe mare și a potolirii furtunii. O să vedem cum a fost posibil ca să se învrednicească omenitatea de a vedea și în acest mod dumnezeirea lui Hristos, cum s-a descoperit Dumnezeu omului, arătând mai presus de fire că omul este chemat să depășească toate barierele de spațiu, de timp, toată materialitatea aceasta grosolană care acum domnește pretutindeni. O să avem și un concurs, după cum știți, emisiunea, cartea de fapt ne interesează, cartea foarte important, cititul foarte important pentru tineri, chiar și pentru cei care nu au mai pus mâna de ani de zile pe o carte, nu din rea voință, ci din lipsă de timp. Cu toții spunem că suntem ocupați. Despre Evanghelia de astăzi aflăm mai multe de la Înalt Preasfințitul Teodosie. Avem un cuvânt, înregistrat un cuvânt în legătură cu umblarea pe mare, cu această minune săvârșită de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Vă propun să ascultăm cuvântul Chiriarhului, după care am pregătit o emisiune, să zicem, foarte interactivă, în care vom vorbi despre minuni petrecute cu noi, cu fiecare dintre noi, mărturii ale fiecăruia dintre noi, care au beneficiat, să spunem așa, de intervenția directă a lui Dumnezeu într-un moment de mare cumpănă, într-un moment de mare furtună. Așadar, cuvântul Chiriarhului, după care ne întoarcem la emisiune. Și în această Sfântă Duminică
îl întâlnim pe Mântuitorul în diferite momente, după ce a săturat mulțimile în pustiu, s-a suit în munte să se roage singur acolo. Dar i-a silit pe ucenici să meargă în corabie înaintea lui. El s-a rugat în munte, iar ucenicii se aflau cu corabia pe mare și n-au putut să ajungă pe țărmul celălalt pentru că o furtună a învăluit corabia și au rămas în mijlocul mării întrucât vântul era împotrivă. Nu știau cum vor ajunge pe țărmul celălalt. Însă la straja a patra din noapte au văzut pe cineva din corabie ca o umbră și au gândit că este o nălucă. S-au înspăimântat și au început să strige. Când au strigat, Mântuitorul era și le-a răspuns: îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Cunoscându-i glasul, Petru a zis: Doamne, dacă ești Tu, oruncește-mi să vin la Tine pe mare. I-a zis Iisus: vino. A ieșit din corabie și a început să meargă pe mare ca pe uscat. Dar valurile erau înalte, vântul era puternic și atunci s-a înspăimântat. Înspăimântându-se, s-a îndoit că mai poate să ajungă la Mântuitorul. A început să se scufunde. Câtă vreme a stat cu conștiința trează, a mers pe valuri. Când s-a înspăimântat de valuri, valurile l-au doborât. Și atunci a strigat: Doamne, scapă-mă! Și Mântuitorul a fost îndată lângă el și l-a apucat de mână, certându-l: puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Apoi, intrând Mântuitorul împreună cu Petru în corabie, toți ceilalți s-au închinat, zicând: cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Aceste momente ne arată atâta tensiune, atâta putere și atâta dragoste și ajutor de la Mântuitorul. Marea întotdeauna nu simbolizează altceva decât toate ispitele și frământările vieții acesteia. Nimic nu poate să reprezinte viața noastră cu liniște și cu tulburări, cu bucurii și cu necazuri, cum împățișează marea prin valurile ei atât de variate. De aceea, tocmai, iată, a venit la a patra strajă a nopții Mântuitorul, când era întuneric și l-au întâmpinat ucenicii cu strigăte, crezând că e nălucă. Întotdeauna când strigă cineva și este cu frică de Dumnezeu, cu credință în Dumnezeu, strigătul se aude. De aceea și Mântuitorul le-a auzit strigătele. Și pentru că ei credeau că e nălucă, știa Mântuitorul ce credea, le-a spus: eu sunt, îndrăzniți, nu vă temeți. Îndrăzneala este sfântă. Îndrăzneala față de Dumnezeu este o necesitate. Că dacă nu îndrăznim să-i cerem lui Dumnezeu cele de trebuință sufletelor noastre, noi nu primim. Îi spune Sfântul Ioan Botezătorul, spune celor care veneau să se boteze, că trebuie să insiste, să fie curați. Iar Mântuitorul spune că din zilele Sfântului Ioan Botezătorul, împărăția cerurilor se ia cu silință și numai silitorii o iau. Orice moment pe care ne-l istorisește Sfânta Evanghelie este un moment mântuitor. Acum ucenicii s-au izbăvit de valuri, s-au izbăvit de frică, s-au izbăvit de moarte. Această izbăvire trebuie să devină ceva continuu,
noi cu adevărat și în necazuri și în bucurii trebuie să strigăm la Dumnezeu și Dumnezeu ne va auzi. De aceea, iată, Mântuitorul vine la patra strajă nopții și Sfinții Părinți tălmăcesc că acest moment dis de dimineață, când încă este noapte, de fapt, reprezintă și venirea femeilor mironosițe în noapte și mai ales a Mariei Magdalena, care vine chiar în noapte, și acest moment semnifică slujba de dimineață, slujba utrenii. Și iată, Mântuitorul este stăpânul vântului și al valurilor, stăpânul mării, stăpânul oamenilor, stăpânul tuturor celor făcute. Că Dumnezeu le-a făcut, le poartă de grijă și le stăpânește. Dar niciunei făpturi nu-i spune Dumnezeu, îndrăznește, îndrăzniți. Numai nouă ne spune că noi suntem făcuți după chipul lui Dumnezeu. Și atunci când strigăm în rugăciune către Dumnezeu, El ne aude de oriunde am fi. Sigur că valuri vin asupra noastră, cum veneau și valurile mării asupra lui Petru. De ispite nu trebuie să ne înspăimântăm. Cu ispitele trebuie să luptăm, să le înfruntăm, dar niciodată să nu ne socotim singuri puternici împotriva ispitelor. Că în ispite și în necazuri trecem numai cu ajutorul lui Dumnezeu de toate aceste praguri și dureri, căci numai Dumnezeu este Cel ce ne poate ajuta. De aceea să luăm aminte ce însemnează îndrăzneala sfântă față de îndrăzneala necuvincioasă. Întotdeauna să simțim că Dumnezeu este atotputernic și atotbun. Și El ne știe și gândurile, și dorințele, și necazurile, dar să strigăm în toate cele pe care le avem asupra noastră către Dumnezeu și ne aude. Cum spune prorocul, Dumnezeu ne aude și din iad. Și când petrecem în păcate, dacă ne trezim conștiința și strigăm, Dumnezeu ne aude și ne ajută. Că la acest iad se referea prorocul. Iadul cel mai de jos este genunchea păcatului în care ne afundăm în fiecare zi. Dar în fiecare zi trebuie să ne și trezim și să strigăm către Dumnezeu și El ne va ridica. De aceea să rugăm pe Bunul Dumnezeu că iată am intrat în postul Sfântă Mărie, ca prin post și prin rugăciune, prin milostenie și prin credință să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu, să rugăm pe Dumnezeu să ducem postul până la capăt și să avem bucuria ca postul, rugăciunea, milostenia și credința să ne înalțe pe noi și Maica Domnului, mijlocitoarea noastră, să ne ducă sufletul înaintea Fiului Său, Iisus Hristos și a Părintelui Ceresc, ca toți să avem îndrăznire și bucuria să moștenim cu toții și viața cea veșnică. Amin. Suntem din nou împreună, iubiți credincioși, dragi telespectatori, duminica a noua după pogorârea Sfântului Duh. Mulțumim în al preasfințitului, Părintele nostru Teodosie, pentru tâlcuire la Evanghelia ce s-a binevestit astăzi la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie.
Iată o zi, am putea spune, o evanghelie care arată, dacă vreți, alăturarea aceasta de termen sau binomul acesta, agonie și extaz. O evanghelie care încă sub euforia minunii petrecute pe munte cu înmulțirea pâinilor, cu hrănirea celor aproape 15.000 de suflete care se aflau acolo flămânde, bolnave, însetate de cuvântul lui Dumnezeu. Deci fiind încă mulțimile sub euforia aceasta, perplexitatea acestui moment, cei 12 apostoli încă netrezindu-se din bucuria aceea de a fi hrănit cu mâna lor fiecare cel puțin 1.000 de oameni, fiindcă știm că Mântuitorul a binecuvântat, după care a frânt pâinea și a împărțit prin ucenici, astfel încât s-au făcut ucenicii împreună lucrători la această minune. De aceea ne vorbește Sfântul Apostol și Evanghelist Matei despre momentul acesta al plecării, al despărțirii, când oamenii credincioși nu doreau să se mai despartă de învățătorul lor, când apostolii, bucuroși probabil, bucuroși, extaziați dacă vreți de minunea aceasta la care au participat nemijlocit, au fost și martori și participanți la această minune, ei înșiși au lucrat ceva, ei bine, spune Mântuitorul sau spune de fapt evanghelistul Matei că îi silește să urce în corabie. Sigur, pare puțin curios, cel puțin curios sau bizar, dacă vreți, că apostolii s-ar fi așteptat să serbeze împreună, iată, mulțimea dorea să-l facă rege pe acest excepțional om care se afla înaintea lor, ar fi permanentizat starea aceasta de sațietate, de săturarea pântecelui, era un mare taumaturg, un mare vindecător și până la urmă le-ar fi putut rezolva toate problemele cu creditele, cu facturile, în sfârșit, dacă ar fi vorba să fim în ziua de azi. Și cu toate acestea, Dumnezeu, după ce îi satură, vrea să dea drumul mulțimilor și îi silește pe apostoli să se urce în corabie și să treacă de cealaltă parte a mării, prilejuind, iată, o nouă minune, dacă vreți, anticipând și prilejuind o nouă minune de care aveau să se bucure de data aceasta numai apostolii, dar prin ei și noi până la sfârșitul veacurilor. Avem o întrebare pentru concursul de azi. Ce mărturie dau apostolii la intrarea Domnului în corabie? Deci am anticipat puțin, de fapt ați auzit tâlcuirea pe care a făcut-o înalt preasfințitul nostru, părintele nostru Teodosie la Evanghelia de astăzi. Știți foarte bine că după ce corabia s-a depărtat de mal și după ce s-au luptat cu furtuna toată noaptea, epuizați, copleșiți, covârșiți de emoție, de frică, de agonia morții, de iminența morții, Mântuitorul vine pe apă și în momentul în care intră în corabie se potolește furtuna. Avem deja un răspuns, vă rog, sunteți în direct. Sunt Româna, părinte. Bine ați venit. Când a intrat Mântuitorul în corabie, apostolii au zis cu adevărat, ești Fiul lui Dumnezeu. Așa este. Iată, așa este. Mulțumim. O carte să vă alegeți. Părinte, o să mă duc la întrevie. Da, sunteți din zonă. Bine. Mergeți la librăria Brâncovenească. Ei sunt cei care, da, iată, împrăștie cuvântul lui Dumnezeu, Română, fac lucrarea aceasta minunată. Chiar cu adevărat o lucrare minunată, să te faci semănător în ogorul lui Dumnezeu. Mare lucru. Deci, felicitări, să spunem, pentru mărturisirea dumneavoastră, pentru mărturia pe care ați dat-o dumneavoastră și mărturisirea pe care au făcut-o apostolii, văzându-se la cârma corabiei
Sau văzându-L pe Dumnezeu la cârmă, iată stihiile se potolesc. Altă dată Mântuitorul se afla tot cu ucenicii în corabie, tot o furtună foarte mare și de data aceasta ne spune Sfântul Evanghelist Matei că Dumnezeu dormea, dacă se poate spune așa. Hristos omul dormea și ucenicii erau din nou speriați de moarte, astfel încât îl trezesc numai decât pe Mântuit, pe învățătorul lor, care ceartă vânturile, potolește marea, reproșându-le, să spunem așa, cum spunea Părintele Arsenie, ne spunea odată Arsenie Papacioc, vă și vedeați cu mine în fundul mării. Nu e așa, puțin credincioșilor? Înțeleg că avem un telefon. Emisiunea de astăzi, să știți că este dedicată lui Dumnezeu, ca recunoștință pentru minunile pe care le-a făcut cu fiecare dintre noi. Știm că fiecare dintre noi a avut un moment, cel puțin un moment de cumpănă, în care după orice rațiune, după mișcarea firească a acestei lumi, n-am fi putut să scăpăm de acolo fără intervenția directă a lui Dumnezeu. Dacă aveți o asemenea povestioară de un minut, vă rugăm să o spuneți. Mărturii despre minunile lui Dumnezeu săvârșite cu noi. Sărut dreapta, Părinte! Bine ați venit! Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat ocazie să pot să mărturisesc și eu bucuria de a fi trăit o astfel de minune, căci nu este minune mai mare decât a întoarce pe un păcătos la credință. Și această minune s-a petrecut cu mine după 47 de ani de trăire departe de Dumnezeu, în întuneric, exact ca un om mort care am fost adus la viață. A fost extraordinar de mare această minune și vreau să spun că Dumnezeu lucrează prin toți oamenii fără să facă diferențe. La locul unde am lucrat am avut o colegă baptistă care, spre deosebire de mine, care eram ortodoxă după botez, dar după trăire păgână, aceasta era tot timpul cu o carte, citea. Și mi-a strânit o curiozitate foarte mare de a vedea ce se spune în cartea lor. Bineînțeles că Dumnezeu a rânduit în așa fel ca eu să găsesc din cartea ei exact cuvintele care mi erau de folos. Doctrina despre Dumnezeu Tatăl, doctrina despre Dumnezeu Duhul Sfânt, Fiul și doctrina despre Dumnezeu Duhul Sfânt. După care, citind despre doctrina despre om, am simțit o lucrare extraordinară și m-am văzut ca o corăbioară de hârtie pe o mare învolburată și atunci am simțit, Doamne, ce să fac ca să mă ierți? Bineînțeles că acea colegă mi-a zis că sunt mântuită, la care eu am simțit ca un semn de întrebare în sufletul meu și am zis, oare ce am făcut eu ca să merit mântuirea? Domnul Iisus Hristos a făcut ceea ce trebuia, dar eu n-am făcut nimic. Și prima ocazie când am avut să merg la Sfânta Biserică și să cad înaintea Mântuitorului, s-a vorbit tocmai despre pilda semărătorului, am simțit cum o ploaie duhovnicească a pătruns prin harul pe care l-a primit Părintele. Și fiecare cuvânt a fost ca o ploaie duhovnicească pentru mine, care eram ca un pământ uscat și crăpat de atâtea păcate. Dau slavă lui Dumnezeu pentru mila care și-a făcut-o cu mine. Și îndemn pe toți să aibă credință să-L caute pe Dumnezeu, să nu piardă vremea mântuirii. Căci regret mult ani care i-am pierdut, să nu dreapta, Părinte.
și vă mulțumesc. Da, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Nu mă așteptam la o asemenea. Mi-a făcut Dumnezeu un dar. Sfântul Paisie Aghioritu spunea că atunci când ești necăjit, Dumnezeu îți trimite câte o prăjitură duhovnicească. Iată că Dumnezeu mi-a trimis și mie o prăjitură duhovnicească. Îi mulțumesc lui Dumnezeu și dumneavoastră, celei care ați intrat. Mă bucur foarte mult pentru mărturia aceasta. Dacă făceam un scenariu și dacă regizam treaba aceasta, nu ieșea așa de bine. Sigur că noi nu regizăm nimic aici. Abia reușesc să ajung de la Sfânta Liturghie, să ajung la timp să intru în studio. Nu mai avem timp de asta. Dar foarte frumos, absolut minunat. Sigur, cea mai mare minune pe care o face Dumnezeu este aceea că înviază sufletele noastre și sigur că ne călăuzește spre mântuire. Cu adevărat, ați foarte sinceră și foarte frumoasă mărturisirea dumneavoastră despre convertire. Să știți că suntem din același club, dacă este, m-a emoționat foarte mult, pentru că și eu am mers în pustiu vreo 30 și ceva de ani. Dumneavoastră ați mers 40 ca și iudeii odinioară când au scăpat din robia egipteană, dar slavă Domnului și cel din al 11-lea ceas este chemat la masă și la împărăție. Minunat! Deci despre minuni pe care le-a făcut Dumnezeu cu noi. Asta ca o, dacă vreți, ca o recunoștință, un semn de recunoștință pentru lucrarea lui Dumnezeu și prin aproapele nostru. Sunteți în direct, bine ați venit! Sărut mâna, Părinte! Bine ați venit, Doamne ajută! Doamne ajută, Părinte! Ce să vă spun? Știu că vreți să vă spun eu minuni, dar aștept nu și vreau. Eu minuni acum. Nu. Nu vreau să-mi spuneți minuni, doar dacă ați simțit că a lucrat vreodată Dumnezeu, a făcut cu dumneavoastră o minune, adică atunci când era depășită firea, când materia a fost depășită și ați simțit că nu se putea altfel decât că a lucrat Dumnezeu. Întotdeauna lucrează Dumnezeu. Așa este. Întotdeauna. Da, dar astăzi vreau să vă rog ceva despre o minune care vreau să se întâmple cu fratele meu. Este plecat în Spania de 12 ani, nu l-am văzut. Și se operează de plămâni, Părinte, are cancer pulmonar. Și dacă ați vrea să-l pomeniți și dumneavoastră la rugăciunile dumneavoastră, la liturghie, medicii doar 6 luni i-au mai acordat de trăit. De miercuri se operează. Miercuri se operează, da, noi avem joi schimbarea la față. Care este numele de botez? Prenumele? Cristian. Cristian, are și nume Cristian. Bine, da. Eu nu îndrăznesc să... nu sunt străvăzător, dar dacă este botezat, este creștin ortodox, da. Eu vă promit că de schimbarea la față voi sluji Sfânta Liturghie și o să-l pomenesc la Sfânta Liturghie și la anul pe vremea aceasta să-mi spuneți cum a fost. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate, Părinte. Da. Doamne ajută, vă mulțumesc mult, vă mulțumesc din suflet. N-aveți pentru ce, o fac cu tot dragul, sigur că mulțumesc. Aceasta e treaba noastră până la urmă. Și eu îi rog și pe cei care vor să-l pomenească pe Cristian în rugăciunile particulare, fiindcă noi facem asta la bisericuța noastră, de exemplu în Sfântul și Marele Post am pomenit-o în fiecare zi pe Maria, prunca oarbă, care s-a operat în America și pentru care oamenii dumneavoastră ați strâns o sumă foarte mare, 50.000 de euro sau de dolari, ceva de genul acesta, chiar mai mult, s-a operat acolo și noi ne-am pus ca și scop tot postul Paștelui, toți cei din bisericuța noastră, din capela tinerilor, ne-am pus în minte să ne rugăm în fiecare zi pentru prunca Maria. Cei care doresc să se roage pentru Cristian, și eu promit că îl voi pomeni la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, îl voi pomeni la, voi scoate mirii de la proscomidie, mai ales că este un creștin ortodox aflat la o mare răspântie. Iată, a mers pe mare și dintr-o dată picioarele lui se afundă. Atât trebuie să spună și el,
Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Doamne, mântuiește-mă! Iată că, sigur, noi știm foarte bine că Dumnezeu face minuni în fiecare clipă și în mai puțin de o clipă cu fiecare dintre noi. Numai că nu avem încă deschiși ochii cei duhovnicești pentru a vedea minunile pe care le face cu noi, pentru a vedea că toată zidirea ascultă porunca lui Dumnezeu pentru a face minuni cu noi. O frunzuliță de iarbă de nu știu ce munte conține o substanță care vindecă nu știu ce boală incurabilă pe care știința, industria farmaceutică, medicina nu poate cu niciun chip vindeca. Și iată o frunzuliță care respectă porunca lui Dumnezeu, pentru că în acea frunzuliță se încorporează gândurile lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu din zidire spre a sluji omului. Sunteți în direct despre minunile pe care le-a făcut sau o minune pe care a făcut-o Dumnezeu cu dumneavoastră direct sau poate printr-un om, dacă vreți să aduceți recunoștință lui Dumnezeu sau unui seamăn, unui semen de-al dumneavoastră care v-a făcut bine. Alo? Da? Vă salut cu pacea sfântă, domnul părinte, mă bucur să vă văd din nou fața televizorului. Eu vă salut cu Hristos înviat. Adevărat că a înviat, domnul părinte, să știi că mi se bucură sufletul când vă văd fața televizorului. Da. Domnul părinte, o singură întrebare vreau să vă spun, vă rog, inima. Este da. Foarte sincer, vreau să vorbesc, foarte sincer. Înainte ca să pot să vă spui, apoi intrăm despre minunile pe care au făcut Dumnezeu. Data trecută când am intrat în dialog și am vorbit despre, din cuvântul lui Dumnezeu, domnul părinte, emisiunea aceasta care este nu numai pentru ortodoxi, poate să intre și pocăiți, și cine poate să intre în dialog, pentru că vrem să ne întărim unul pe altul, să nu putem să fim oameni răi, ca să putem să înțelegem. Știi ce vreau să vă spun, domnul părinte? Dacă dumneavoastră ne spui un singur lucru, eu cred că eu pot, am ceva de învățat de la dumneavoastră. Așa spune, să luăm ce e bun. Așa spune Scriptura, să luăm ce e bun, domnul părinte. Dacă eu vorbesc ceva frumos, eu cred că dumneavoastră a luat ce e bun de la mine. Așa spune Apostolul Pavel, luați ce e bun, ce nu e bun, dați la o parte. Acum să putem să vorbim despre minunele. Așa. Vă mulțumesc. Domnul părinte, ascultați-mă, vreau să vă spui. Pe mine mi se rupe sufletul meu a doua doamnă care a intrat în dialog cu dumneavoastră, care a plâns la telefon. Eu urez, eu vreau să-i urez din partea lui Dumnezeu multe binecuvântări, har și binecuvântări din partea lui Dumnezeu pentru doamna respectivă. Mi-ar fi plăcut să iau în direct cu ea, dar nu știu. Dar cu dumneavoastră a făcut Dumnezeu o minune. Spuneți-ne de dumneavoastră o minune, așa, când v-a muiat sufletul Dumnezeu, când ați plâns și dumneavoastră? Domnul părinte, știe astăzi. Și astăzi ați plâns. Da, astăzi am fost. Ați fost la Sfânta Liturghie, înseamnă. Nu, deci am fost invitat de la un pastor de la Biserica Pentecostală, am fost invitat de un pastor pentecostal la predică, la cuvânt. Am 29 de ani, fac în 26 decembrie, Domnul fie lăudat. Dar să știi, domnul părinte, când am ieșit afară din biserică, chiar în Târgu Mureș, unde este biserica ortodoxă, ieșea asta oameni din biserică și am început să intru în dialog cu doamne de acolo și vreau să vă spui o minune pe care vreau să vă spui. Să nu-mi spuneți că ați mai convertit un creștin ortodox, că mă supăr. Nu, domnul părinte, stați. Păi n-ave cum să le converti. De să le vorbim despre Dumnezeu, domnul. Păi data trecută mi-ați spus că ați convertit o măicuță și m-am... Na, vă dați seama că noi aici vorbim despre adevăr, nu fantasmagorii. Ascultați-mă. Da. Să vă spui foarte... Minunea, foarte pe scurt, că mai așteaptă mulți oameni. Știți câți oameni? Câți oameni sunt atâtea minuni a făcut Dumnezeu cu fiecare? Vă rog. Domnul părinte, eu am avut o fetiță, îl cheamă Emanuela, o cheamă pe fetița mea și avea probleme la sân și vreau să vă spun că am fost programat la Spitalul Județean din Târgu Mureș, dar să știi că când am mers la control cu fetița mea, zice doamna doctoriță, zice domnul Roșta, să știți că este ocupată programarea pe care v-ați făcut și vă trimit la un laborator. Domnul părinte, vreau să vă spun foarte sincer, atunci încă n-am primit botezul de la Biserica Adventistă, deci am făcut pregătire pentru botez, dar să știi că mi-a venit la mine un bărbat îmbrăcat în haine albe și n-am avut la mine decât 16 lei am avut la mine, bani.
Și când mă duc, o zic, doamna de acolo, mi-o zic, domnule, să știm, pare rău, nu pot să vă iau analiză la copila, pentru că copila trebuie plătit 200. Dar ați văzut, stați un pic, numai o secundă să vă opriți, mă iertați că vă opresc, dar să vede. Ați văzut ortodoxii cât sunt de disciplinați? Dacă am spus că fiecare să aibă un minut ca să dăruiască la fiecare câte o firimitură din timpul acesta, vedeți cât sunt de disciplinați? Luați exemplu de la noi. Spuneți repede în 30 de secunde ca să ne bucurăm împreună, că nu mai apucăm să ne bucurăm. Nu vreți să ne bucurăm mai mult, să auzim mai mulți oameni ce bucurii au? Da, așa spune, noi ne bucurăm în cântare și rugăciune. Dar ziceți minunea, s-a vindecat fetița. Domnul părinte, vreau să vă spun că am sunat în București pe la frașii, domnul a lucrat că Dumnezeu o vindecat pe fetița mea care avea probleme la sân. Da. Slavă lui Dumnezeu, foarte frumos, ne bucurăm din toată inima atunci. Dumnezeu ne-a vindecat copila și slava lui Dumnezeu și toată viața mea am să-i ofere mâine. Dar să știți că numele acesta pe care l-ați dat dumneavoastră e fetița dumneavoastră, ziceți? Da, de fetița mea. Da, numele acesta este nedezlipit de numele Maicii Domnului. Să țineți minte că numele de Emanuel este nedezlipit de Maica Domnului. Este intim lipit de Maica Domnului. Domnul părinte, bine, vă mulțumim foarte mult. Dumnezeu să vă dăruiască, să vă bucurați de fetiță și să vă aducă dumneavoastră bucurii și familiei ei și neamului nostru, bineînțeles, că pentru fiecare are un scop. Deci iată că oamenii mărturisesc, nu contează ce culoare ai, ce credință ai, Dumnezeu lucrează și prin oameni. Sigur că da, un copil care este până la urmă nevinovat la vârsta îngerească, Dumnezeu se apleacă asupra suferinței lui și asupra strigării părinților, indiferent ce culoare are. Noi să nu credem cumva că Dumnezeu este condiționat de anumite restricții de a face minuni. Doamne ferește! Noi vorbim doar de faptul că minunea aceasta extraordinară sau cea mai înaltă dintre minunile pe care le socotim noi, și anume Sfânta și Dumnezeiasca liturghie cu centrul ei extraordinar al epiclezei, al prefacerii pâinii și vinului în trupul și sângele Mântuitorului, sigur că acestea se întâmplă în biserica cea una. Altfel însă Dumnezeu, să știți că lucrează și în păgâni și prin păgâni și prin toată lumea pentru a face binele. Dumnezeu nu poate restricționa binele, pentru că Dumnezeu este în ființă a tot binele. Sunteți în direct, o minune binecuvântată sau... Alo? Bună. Bine ați venit! Mă numesc Alexandru, am 18 ani. Dacă poți puțin mai tare, Alexandru. Mai auzi? Îndrăznește, cum a zis Mântuitorul. Da, mă auziți? Da, foarte bine. Vreau să vă spun în felul următor. Mie mi s-a întâmplat o minune de la Dumnezeu ca să-mi cunosc mama, tocmai la 18 ani. Părinte, vreau să vă întreb și pe dumneavoastră în câteva cuvinte, să nu lungesc cuvântul. De ce trebuie să-mi duc o cruce, să zicem așa, de neînțelegere cu unii oameni în societatea aceasta de zi cu zi? Da. Adică eu vreau să fac ceva bine și să mă împrietenesc cu cât mai mulți oameni și acei oameni mă dau deoparte, mă jignesc, adică mă scoate din societate, în afară. Am înțeles. Alexandru, bine, da. Mulțumim și Dumnezeu să, uite că a făcut o minune atât de mare, ce poate fi mai frumos sau o bucurie mai mare decât aceasta ca tu să-ți cunoști la 18 ani mama. Iată, dăm slavă lui Dumnezeu pentru minunea aceasta, că n-a lăsat până în sfârșit să se lucreze răutatea. În legătură cu întrebarea ta, sigur că lucrurile sunt foarte complexe. Eu îți spun doar un cuvânt de la Dumnezeu pe care îl rostește Sfântul Apostol Pavel. Zice, văd o lege în mine care lucrează cumva împotriva mea.
Adică eu vreau să fac binele și îmi iese rău. Adică, cu alte cuvinte, într-adevăr, omul, cum spunem acolo, din tinerețile sale este aplecat spre rău. Căderea omului din firea cea de sfințenie a adus multe probleme, multe patimi, multe constrângeri. Și atunci, sigur că oamenii care sunt dominați de, mai ales în societatea aceasta, de competiție, de egoism, de părere de sine și toate celelalte, sigur că ajung să calce și pe cadavre pentru a-și atinge scopul. Prin urmare, dacă ești un suflet mai sensibil sau dacă ești un om mai sfios sau dacă ai fost crescut cu bună cuvință, s-ar putea ca să nu-ți găsești locul în societatea aceasta sau într-un anumit grup de tineri care urmărește altceva. Spun doar așa că trebuie să-ți găsești locul între oameni asemenea ție sau să, bineînțeles, să, dacă vrei și mai înalt, mai mult de atât, cum spunea Mântuitorul, faci binele și te aștepți la rău. Acesta este creștinismul, aceasta este crucea. Dar sigur, despre aceasta mai târziu, pentru că la 18 ani, deocamdată, tu trebuie să zbori. Până să ți se taie din penele de la aripi, mai durează. Așa că deocamdată să zbori. Caută să îți găsești prieteni asemenea ție. Da, despre o minune săvârșită cu dumneavoastră. Sunteți în direct. Da, să rămână, părinte. Minuni sunt zilnic și poate oră de oră, minut cu minut, o încântare, prima doamnă, prima soră în Hristos care ne-a vorbit, mi-a uns sufletul și a alungat disperarea aia că n-ar fi oamenii noștri chiar de calitate cei care intră în direct. Iată că acea speranță a mea a venit ca o minune de la Dumnezeu, acele cuvinte. Vă spun că fac mea culpa în față la toți, pentru asemenea persoană merită să fii ortodox, cu capul sus, nu te dă nimeni deoparte, nicio sectă n-are închietate cu asemenea oameni care au vorbit. Pentru creștin să ne rugăm cu toții, poate reușim cu chiu cu voi, eu am mai propus lucrul ăsta. Acolo în studio să se lase numerele de telefon și să facem o părtășie între noi, fără să deranjăm emisiunea Lumina lui Hristos, să fim cu toții puși în tema, pentru că așa se face o evangelizare. Ne facem noi între noi, nu intrăm aici să băgăm tot felul de strâmbe în cadrul emisiunii. Ar fi o mare minune să facem noi lucrul ăsta, acum cu dumneavoastră la conducerea acestei emisiuni. M-ar bucura și aș binecuvânta numele dumneavoastră de Patriarhul Teodosie, nu mai discut. Încă o dată subliniez cuvântul cheie al emisiunii de azi. Îndrăzniți, a spus Patriarhul nostru Teodosie, citându-l pe Domnul Iisus Hristos, îndrăzniți să vă îndumnezeiți. Nu pe aici, pe acolo, din Pioșenie și Evlavie, mă îndumnezeesc la unghiuțe, la perciuni, la sprâncene și la gele. Nu, cu trupul și sufletul în totalitate, ca prima creștină care a vorbit, ați văzut cum curgeau lacrimile din dânsa. Ferice de cei ce plâng, că cei sunt mângâiați. Imediat au apărut fericirile în ochii mei. Pentru că omului Hristos trăiește fiecare verset. Acolo, a patra strajă a nopții, m-a dus imediat la picioarele care păzesc candela. Să nu se stingă. Sunt atâtea trimiteri care se pot face de la pericopa evanghelică de azi, de rămâi încântat și șocat în același timp. Biblia vorbește din toate colțurile și are o deschidere către inima noastră incredibilă de a schimba piatra în inimă de carne. Asta vrea Dumnezeu. Să avem încredere în noi, în toți, să fim cu ochii deschiși și să luăm telefoanele ca să ne școlim între noi fără să deranjăm emisiunea și să ajungem cu toții la un numitor comun. Singura șansă a mântuirii e îndumnezeirea și nu mai trecem niciodată peste cuvântul ăsta care ne-a uns la suflet când a spus Patriarhul nostru Teodosie. Toată Biblia e concentrată în acest cuvânt. Nu ai caracterul Domnului Iisus, nu ești îndumnezeit, nu ai ce căuta în mântuire și în viață veșnică. Orice îi face altceva nu se poate. Nu putem păcăli divinitatea. Spor la emisiune, părinte, mulțumesc. Mulțumesc, mulțumesc. Da. Numai bine. Cu adevărat, sigur că
starea cea mai firească a omului este starea de sfințenie. Noi suntem acum într-o stare nefirească cu totul. Ne putem închipui că omul se târie pe pământ, practic, să a inventat fel și fel de mașinării ca să se poată mișca dintr-un capăt al altul, de la un pol la altul, când el putea să facă aceasta numai cu gândul. Sigur că aceasta este scopul cel mai înalt al vieții creștine, aceasta este, fiindcă Dumnezeu s-a făcut om pentru ca omul să se facă Dumnezeu. Cuvântul s-a făcut trup, ca trupul acesta să se înduhovnicească. Aceasta e sigur minunea cea mai mare pe care o va face Dumnezeu cu fiecare dintre noi, așa cum va voi, după voia și mila sa. Ultimul telefon, mai avem 5 minute. Bine ați venit! Sărut mâna, părinte, sănătate tuturor oamenilor. Da, vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumim foarte mult pentru tot ce s-a vorbit în emisiune, e o emisiune reușită. Aș putea să spun că minunea care mi s-a întâmplat mie este greu de explicat aici la telefon și nici în emisiune, este mult. Vreau să spun că după o suferință de ani și ani de zile, deci zeci de ani, am tras sub lupa științei, a medicilor, nu s-a putut face nimic, părinte, nimic nu s-a putut face, au ridicat pe doctorii în sus mâinile și au spus așa, numai dacă se va face o minune. Deci eu vă dau cuvintele medicilor, nu în sensul că știința ar fi neputincioasă, e uneori neputincioasă, ca să se vadă că Dumnezeu are putere mai mare. Deci atunci s-a întâmplat într-adevăr o minune care, părinte, nu a venit așa dintr-o dată, a venit cu rugăciune din partea bisericii, a mamei, cu lacrimile mamei, a oamenilor din jur, a fost nevoie de o concentrare de forțe și vreau să vă spun că minuni mi s-au întâmplat multe, nu am cum să dau mărturie aici, că este enorm de mult de vorbit, dar aș putea să spun că mai văd o minune zilnic cu o persoană care este într-o situație groaznică. Are o răbdare, părinte, de care consider că tot este o minune. Sigur. Deci la o suferință enormă pe care o rabdă, cunosc, aceasta mi-este o prietenă. Și vă spun că sunt cu totul entuziasmată și cu totul așa, n-am cuvinte de explicat cum poate să rabde suferința cu răbdare și să meargă înainte. Vă mulțumesc mult, sărut mâna! Iată că astăzi am vorbit și de, mulțumim foarte mult, astăzi am vorbit și de Sfântul Arhidiacon Ștefan. Vă dați seama ce minune! Îl loveau cu pietre și el spunea, nu le socoti lor păcatul acesta. Extraordinar când harul sau Sfântul nostru, Sfinții noștri brâncoveni, atât de minunat, Mateaș lovește, eu vreau să mor creștin. Iubiții mei, mai avem un minut sau două din această emisiune foarte, foarte minunată, să spunem așa. M-am bucurat foarte mult. Ce poate fi mai frumos ca oamenii să se bucure împreună, să vorbească împreună despre cât bine le-a făcut lor Dumnezeu. Despre aceasta aș vrea să vorbim în emisiunea noastră. Sigur, de fiecare dată din altă perspectivă, de fiecare dată înnoitor, pentru că Dumnezeu întrupat este noutatea absolută. Duhul este cel care, bineînțeles că ține prosbețimea aceasta a credinței noastre. De aceea, ce poate fi mai frumos, nici nu ne mai săturăm de atâta bucurie ca după Sfânta Liturghie, iată, împreună, câteodată față către față și mai mult decât atât, sau dacă vreți și în alt fel, pe calea acestor unde să ne bucurăm unii de alții, să ne împărtășim unii din bucuria altora. Și de ce nu, iată, să plângem și cu cei ce plâng, așa ne spune Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Iată că am ajuns la capătul unei alte emisiuni, dar nu la sfârșit, este un capăt provizoriu. Până duminica viitoare, vă invit pe toți
să participați la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, fraților. Nu se poate viață creștină fără Sfântă Liturghie, așa cum nu se poate înviere fără cruce. Joi avem o sărbătoare mare, praznic dumnezeiesc, schimbarea la fața Domnului nostru Iisus Hristos. Vă invităm pe toți să o oră, dacă puteți să plecați de la muncă, să veniți la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Altfel, până săptămâna viitoare, când ne vom vedea din nou în lumina lui Hristos, vă spun cuvintele acestea atât de minunate: în lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea.